aceste argumente economice, culturale și pragmatice, cum spuneți, dincolo de jocurile politice. Să știți că aici în emisiune a venit cineva acum cam o lună să spună că printre multele lucruri care ne despart de Sibiu, mă rog, care ori fi ele, mai mult sau mai puțin subiective, e și problema gestionării câinilor fără stăpân și erau destul de supărați pe dumneavoastră că le-ați făcut niște promisiuni cu Asociația de Protecție Animalelor și că ori le-ați uitat, ori nu aveți putere în primărie, ori ați reconciliat cu... Nu știu exact despre ce e vorba, într-adevăr așa este, noi am avut dialog și cu asociațiile, dar în primul și în primul rând trebuie să știe acești reprezentanți ai asociațiilor că noi am făcut o promisiune brașovenilor. Și această promisiune este de a avea acest oraș cât mai curat și să nu avem pe străzi, în cartiere, așa cum primesc câteodată și aproape zilnic sunt sesizări că avem câini fără stăpân pe străzi. Câini liberi care pot deveni periculoși? Exact, care unii dintre ei atacă copiii, mușcă, bătrânii, vă dați seama că... Sau măcar te bagă în speriet, pentru că ne simțim disconfortați să vedem câini liberi. Acele asociații aici, vorbim de mai multe asociații, unele chiar au intrat în parteneriat cu primăria și au făcut lucruri pozitive în așa fel încât să reducem această problemă a câinilor vagabonzi. Alții au o problemă de altă natură de abordare a acestei probleme, fiindcă, credeți-mă, eu niciodată, și nu numai eu, dar și colegii mei, și aici mă bucur că și primarul este... Domnul primar e foarte tranșant, hai să lăsăm și caprele și vacile și toate animalele pe stradă, că le iubim. Nu putem fi de acord ca problema aceasta să o rezolvăm prin sterilizarea câinilor și primul să le dăm drumul prin stradă. Nu. Este ideea pe care o susțin? La un moment dat, în anumite discuții, că se încalcă legislația și că asta ar fi soluția să lăsăm câinii în mediul liber. Deci atâta patimă în jurul acestui subiect? Nu, eu cred că aici vom pune, într-adevăr, lucrurile au fost puțin tensionate, fiindcă unii oameni probabil se așteptau la o altă abordare. Le-ați promis altceva nimic, doar am ascultat problemele și, într-adevăr, există și au existat mai multe probleme de funcționare a acestui serviciu. Dar lucruri pe care le reglementăm, pe care nu am putut să le reglementăm deodată. Și aceste lucruri sunt, să zic așa, corectabile. Nu pot să zic perfectibile, că nu ajungi să ai o activitate perfectă, dar sunt corectabile și atunci, împreună cu asociațiile care au pus umărul în această problemă, dumneavoastră, da, am făcut discuții pe aici. În acest sens, chiar astăzi am discutat și cu doamna Lapi, care este președinta Asociației Milioane de Prieteni, care, într-adevăr, este o asociație care a făcut ceva concret în municipiul Brașov, a făcut un adăpost de câini, unde are aproape 1000 de câini în adăpost, un adăpost mai mare decât cel al primăriei Brașov. Și am discutat cu doamna Lapi, fiindcă suntem în perioada în care primim din ce în ce mai multe sesizări, am fost și eu pe stradă și văd că în anumite cartiere, și în special în cartierele mărginașe, fiindcă aici mai există o problemă pe care noi nu o putem stopa, dar în schimb o să încercăm să o controlăm cât mai bine. Din nefericire sunt și cazuri când acești câini vin din altă parte sau chiar sunt aduși. Se spune, n-am văzut niciodată, aici va trebui, o să ne așezăm la masă cu toate asociațiile respective, o să definitivăm un plan comun care va fi acceptat de toată lumea. Deja avem demersul în acest sens făcute și o să vedeți că până în toamnă această activitate se va îmbunătăți la nivelul municipiului Brașov foarte mult. Ați văzut că sunt destul de gălăgioși, așa că n-aveți în control, sunt și cu ochii și cu gura pe dumneavoastră. Da, eu aș prefera ca să nu fie doar gălăgioși, să se alăture concret și să pună osul la treabă. Da, am înțeles. Nu vrem în Brașov cu câini pe stradă, nu vrem însă nici să asistăm la episoade sângeroase, crude. Vrem o soluționare civilizată acestei probleme, care de prea mulți ani trenează în România întreagă, nu în Brașov. Cred că Brașovul chiar sunt mai bine din acest punct de vedere. Așteptăm grădina